Bună tuturor, Cătălina sunt, iar în clipul de astăzi vom discuta despre cum îți dai seama că cineva urmează să te părăsească. Înainte de a începe, dacă îți place conținutul de astăzi, nu uita să dai un like în partea de jos a ecranului, iar pentru ședință de consiliere găsiți linkul cu adresa de e-mail în descriere unde îmi puteți scrie. Bun, care sunt uh, indiciile da, care să ne arate că cineva este pe punctul în care urmează să ne părăsească? Bun. În primul rând, în momentul în care o persoană ajunge să te părăsească, o face din mai multe considerente. Există momentele în care ești părăsit pentru că să fim serioși, și a găsit pe altcineva. Da? și te părăsește pentru X, Y, așa. Există momente în care oamenii ajung să te părăsească pentru că nu, nu consideră că, nu știu, mai merită să lupte pentru relația asta, pentru că au ajuns la saturație, pentru că au suferit suficient, pentru că și-au dat seama că nu au cu cine. Oricare ar fi cauza, avem niște indicii care să vă arate de ce se întâmplă chestia asta sau când urmează să se întâmple. Bun. Deci, primul lucru pe care îl face cineva în momentul în care vrea să se despartă de tine sau urmează să se, să se despartă de tine, nu mai inițiază acțiuni, activități în ceea ce te privește. Nu te mai sună la fel de des, nu-ți mai scrie la fel de des, răspunde din ce în ce mai rar, adică, cu alte cuvinte, interesul ei sau interesul lui în ceea ce te privește se diminuează treptat Până în punctul în care ajunge să-ți răspundă la mesaje după, nu știu, jumătate de zi. Lucru care, la începutul relației, ați văzut că, în primele faze ale relației, suntem foarte captivați unul de celălalt, ne dorim să comunicăm și pe parcursul relației. Sunt oameni care au o dinamică asta de a comunica unul cu celălalt, de a fi interesați, de a fi. Adică, așa e o relație frumoasă, da? Iar în momentul în care se schimbă chestia asta în relație de cuplu, comunicarea și interesul este cel care uh, e primul, uh, primul semnal de alarmă, da? Pentru că oamenii în momentul în care nu mai comunică cu tine, da, nu mai uh, sunt interesați să poarte o comunicare, un dialog, uh, o, să aibă o deschidere în ceea ce te privește, înseamnă că ceva se întâmplă acolo. Fie uh, primesc atenție din altă parte, da? adică atenția lor se duce în altă direcție, fie... Au ajuns în punctul în care sunt atât de dezamăgiți de relația în sine, în punctul în care au tras atât de mult, încât au ajuns să, să se golească, da? să, să nu mai aibă ce să ofere în relația asta și pur și simplu nu-și nu mai doresc să, să vină în direcția ta, pentru că o să asocieze probabil persoana ta cu suferință și da, cam aici să ajunge. Bun, mergând mână în mână cu faptul că nu mai e interesat să comunice cu tine și nu mai inițiază, ajungem mai departe și ne dăm seama că o persoană care urmează să ne uh, părăsească uh, ajungem în punctul în care să nu-i mai pese. Efectiv, uh, nu-i mai pasă de relația de cuplu, nu-i mai pasă de planurile de viitor pe care le aveți, e indiferent de ceea ce faci tu. Dacă înainte îl deranja sau o deranja, nu știu, uh, oamenii pe care îi adăugai pe Facebook, pe Instagram, cui dai like, adică chestiile astea minore, da? Că vorbeai cu un coleg sau cu o colegă, că veneai mai târziu acasă, că ieșiai prea mult cu băieții sau cu fetele și nu aveai timp de el sau de ea. Acum a ajuns în punctul în care să nu se mai supere. Da, efectiv, nu-i nu mai pasă de ce faci, de când vii, de cu cine vorbești, cui dai atenție sau nu. A ajuns într-o pasă din asta de resemnare astfel încât o să vezi că orice faci este cam indiferent și ar trebui să-ți ridice ție niște semnale de alarmă. Un alt lucru foarte important ca să-ți dea seama că cineva urmează să te părăsească, trebuie să înțelegi așa. Sunt oameni care sunt foarte pasionali, foarte, foarte prinși în relație de cuplu, foarte atenți la cu cine vorbești, când vorbești, unde ești, cu cine ești și așa mai departe, pentru că își doresc să... Uh, se securizeze relația de cuplu și doresc să nu apară lucruri neprevăzute care să ducă ca relația de cuplu să se destrame și așa mai departe drept urmare sunt oamenii aceia care un pic cam controlează lucrurile dar lucru care nu e sănătos într-o relație dar sunt și oameni de genul ăsta dar să observați că oamenii aceștia în momentul în care, deci dacă tu îl știai că e în felul ăsta da? în momentul în care uh, urmează să se despartă de voi uh, nu mai sunt interesați să fie geloși. Da? Efectiv nu mai sunt geloși pe tine, efectiv nu mai întreabă cu cine ești, efectiv nu mai au nicio, nicio intenție în direcția respectivă. Da? De ce? Pentru că ajung din nou vă zic în punctul în care fie primesc atenție din altă parte da? și sunt femeile acelea care le știți nebune în relație de cuplu, adică știți că aveți o parteneră din aia care e super geloasă, super posesivă, care te întreabă de fiecare fată cine este, de ce ți-a dat like, cu cine ai vorbit și așa mai departe, iar dintr-o dată ajunge în punctul în care a devenit așa, nu-i mai pasă. Și tu ai senzația, bă, da, s-a liniștit, are încredere în mine, nu-și mai bate capul, pe nu, pe nu-și mai bate capul pentru că are alte planuri în ceea ce te privește. Da? Și fie se duce în altă direcție unde să-și manifeste nebunia, da? Fie a ajuns în punctul în care nu-și mai dorește relația de cuplu și urmează să te părăsească pentru că și-a dat seama că nu are cu cine. Bun, un alt lucru este acela că nu mai trage de relație de cuplu. Nu mai încearcă să te convingă să vrei relația de cuplu, nu mai încearcă să te convingă să faceți lucruri împreună, nu mai încearcă să te convingă să o placi sau să-l placi, nu mai depune efort și dacă până acum, deci toate lucrurile astea trebuie să le observați în funcție de persoana cu care sunteți în relație. Pentru că dacă așa ați cunoscut persoana respectivă pasivă, fără să intereseze, fără să depună efort și așa mai departe, nu, nu înseamnă că o să te părăsească. Înseamnă că așa este ea, dar este o persoană care nu depune efort, care nu e interesată să facă ea acțiunile și așa mai departe. Dar dacă ați cunoscut persoana respectivă fiind foarte interesată, depunând tot efortul din univers, fiind prezent acolo, dându-și interesul și toate lucrurile astea s-au schimbat, și a ajuns în punctul în care să nu-i mai pese, în punctul în care să nu mai depune efort, în punctul în care să nu-i mai pese, de ce faceți, cu cine vorbești, dacă mai sunteți împreună sau nu, s-ar putea să urmeze să vă despărțiți. Așadar, în momentul în care cineva urmează să te părăsească, își schimbă comportamentul pe care îl avea până acum cu tine. Dacă din foarte cald, din foarte, n-aș zice agasant, implicat sau implicată devin mai nepăsători, mai reci, mai distanți, Înseamnă că ceva s-a schimbat în dinamica relației voastre, și mai devreme sau mai târziu o să ajungeți în punctul în care să vă dați seama că se încheie relația sau să fiți informați că se încheie relația. Da, cam asta ar fi pentru astăzi. Sper din suflet să vă fie de folos, iar până data viitoare nu uitați să aveți relații sănătoase!